se poate face ceva pentru calea ferată din România. Avem aproape tot parcul de vagoane depășit de timpuri, de vremuri. Nu s-a mai reînnoit nimic. Calea ferată este fărâmițată, este ciuruită aproape toată, în afară de coridoarele la care ne zbatem de ani de zile și nici alea nu sunt gata. E bună descrierea pe care ați făcut-o. Calea ferată e lăsată în paragină de 20 de ani cel puțin. Această decapitalizare și demoralizare a domeniului se rezolvă doar capitalizând, cu bani. Ați avut bani? Nu! CFR Călători a fost preluat cu 1,3 miliarde de datorii, dintre care jumătate la furnizori privați, genul ca la Colterm, Radet și alte părți care staie ce ai, și au făcut eforturi să plătească salariul de la unul la alta. Au avut luni în care în domeniul feroviar au întârziat salariile o săptămână și pentru mine asta e ceva îngrozitor, să nu poată oamenii să-și ia banii, s-au plătit în două tranșe. Totul este într-un mega faliment pe calea ferată și statul, dacă vrea să facă ceva, trebuie să pună bani. Asta au fost discuțiile mele repetate cu Florin Câțu, care la un moment dat mi-a și sugerat că păi hai să o închidem. Ok, dacă așa 50 de milioane... premierul? Da. Să închidem ce? Calea ferată? Adică să renunțăm la transportul ăsta public de călători pe calea ferată. Dacă transportă 50 de milioane de călători... Și ce se pune în loc? Păi asta e și întrebarea oricărui om întreg la cap. Avioane? Da, ca să-l scoatem din starea în care este, se poate capitalizând.